nada em inglês, tem inglês. Mas realmente diferente. Isso é mãe. Bună, bine ne vedem la întreabă performanță de subiectele luna de dolare în clasa 8-a. Problema este deja pusă pe tablă. Deci e vorba de un trunchi de cont de circular drept în care avem directa proporționalitate a HG și R cu numele 4, 5 și 6, pentru că asta a fost tradus, nu? Are laterală este atât, în compuție se cere G plus 7H plus 4, minus 4 el, plus el pe 2. Bun. Și pe aceea să vedem cât este mare, mic. G are tot H plus 1. Din prima relație, H plus 4 plus C pe 5 plus 3 pe 6, notăm cu un K. Deci valoarea raportului egal cu un K. Și atunci găsim de aici H-ul, G-ul și R-ul am înțeles. Apoi ducem în aer laterală și avem pe pi, G pe lângă R mare plus R mic egal cu 30 de pi și îl notăm pe K și aflăm pe R mare funcție de K și ducem acolo și dăm. Să află în caută și pe urmă știm și R mare și R mic, H-ul și toate. Și facem toate de seama. Da, și de acolo se află toate elementele aici. Dar atunci în asta e întâmplarea dificultății. A, nu, vedea cum am pus-o pe tablă. A, și v-ați întrebat cum s-ar face... Și-ați venit și m-am oprit. Am înțeles. O facem calcul repede, da? Da. Deci de aici rezolvăm. 5 plus 4 k. H egal cu 4 k. G egal cu 5 k. G egal cu 5 k. R 6 k. R egal cu 6 k. Și înseamnă că are lateralul egal cu pi ori 5 k pe lângă... Are lateralul pi ori 5 k. Da, ori 10 k. Ori 10 k. Și 300 pi. Și are pi g pe lângă R mare plus R mic, nu? Da. Pi g pe lângă, așa da, R mare. Adică... O știu că R mare nu așa? Nu știu că R mare. Nu știu, n-avem 10 k. Păi atunci... Păi aflăm de aici pe R. Iar mai îl scriem, domnule. Iar mai îl lăsăm așa. Așa, lăsăm R mai. Iar mare. Iar mic îl avem. Iar mic care este? 6 tau. Dar știm, dar are lateral. O știm, dar acum ați domnule cum sunt. Iar mare și cap. Și cap. Dar cunoaștem are lateral. Păi o știm, am înțeles, dar... Cavalare, la mai departe, zice 300 pi. 300 pi. Se plecă pentru un pi și pentru un 5 și face 60 și atunci avem relația K pe lângă R mare plus 6K egal cu 60, da? 60. Mă întreb cu relația între R mare și K. Adică cu un general pătrat. La pătrat este H pătrat cu R mare plus R mic la pătrat. Nu e asta. E formulă așa. Și dacă nu știu. Deci, asta... Eu nu știu pe ce fac. Nu știu că așa se întâmplă. Ducem în trapezul ăla. Așa, mă duc în trapezul ăsta. Asta așa. Asta este R mic. Da. O vor pe peliculară și asta este R mare. Să mătăm aici cu M, da? M, B este R mare minus R mic. De toată asta, este după asta. R mare minus R. Asta e generatoare. Și un pic de acolo, acolo. Ce ai înălțit? Asta e H și atunci eu știu că G la pătrat egal cu H pătrat plus R mare minus R mic la pătrat. Adică să țin minte formula aceea, știi că ne vine. Da? Și atunci, asta e formula pe care o avem. G-ul știu că este cât? 5K. Deci echivalentul ăsta e 5K, 25K pătrat. Da? Egal cu H-ul, îl știu? Îl știu, da, 44. 16K pătrat. Pe lângă? Pe lângă? S-a plus, da, este un sigur. Da, e mare. E mare minus... E minus știu, 6K. 6K, totul la pătrat. Și acum, dacă aș și cupesc cu asta de aici, exact. Voi forma un sistem. Încă o dată spun așa. K
capă lângă el mare, minus plus 6 K, egal cu 60, și el mare minus 6 K, el mare minus 6 K, la pătrat, egal cu 25 K pătrat, minus 16 K pătrat, da, 9 K pătrat. Acesta este sistemul, un K și un R, pe care trebuie să rezolvăm. Idei. Îl aflăm pe K, pe R funcție de K, din al doilea. Păi cum se face? Nu-ți vorbim așa întreabă. Păi R minus 6K egal cu 9K, egal cu 3K. Egal cu 3K, 9 minus R. 6K egal cu 3, este la mica aduce acolo, da? În mod normal trebuie să fie plus minus. Da, trebuie sigur că acolo... Deci aici, aici trebuie să spun așa, echivalent, va spune R minus 6K egal cu plus minus cât? 3K. Pentru că sunt două variante, două posibilități. Și atunci mă întorc și spun așa. K pe lângă R mare plus 6K egal cu 60. Și R mare minus 6K este egal cu plus 3K. Minus 3K. Plus 3K. Da, cu plus 3K. Și pe urmă, altă variantă ar fi cu minus 6K. Ar fi K pentru că R mare plus 6K este egal cu 60. Și respectiv R mare minus 6K egal cu minus 3K. Asta cred că nu va avea soluții, pentru că din R minus multiplu, deci K să depășească R mare, mai puțin probabil că raportul ăsta H pe 4, G pe 5 și R pe 6. Haideți să vedem mult... de da. O să vedem. Am discutăm. Acum asta. Dacă e mai mare, hai să scopi, R egal cu 5. Marca. Acum e simplu. E simplu. Da. Deci, R mare egal. Dar cum se zice? Vorbește bine. R egal 3K. 3K plus 6K. Da. 9K. Da. Și cu R mare și unde ducem sus? Ducem sus și avem că... K plus 9K. Și ori 15K. Ori 15K. 15K. Da. Egal cu 15K. Egal cu 60. Adică K, K pătrat egal cu 4, nu? K egal cu 2. K egal cu plus minus 2 ar fi matematică. Da, da, pe mine noi spunem plus minus 2 ar fi așa. Deci K egal cu 2. Raportul acesta cu 2. Și pe ce egal cu 10? Acum e simplu. Și din clipa asta, la răspunde, e egal cu... Uitați, H egal cu 4K, acum am lucrat acolo. 4. Uitați în rezolvare, când a scris rezolvare. Așa, așa. Așa egal cu 4K, egal cu 4, 2, 8. 8. 5 ori 2, 10. 6 ori 2, 12. Și R mare e dată câte data? 9K. Și R mare egal cu 9, 2, 18. Și acum uitați la câte am răspuns. Da, deci am răspuns. Vreau tot așa o lucru. Haideți să vedem și cealaltă variante. K-ul ar fi, R-ul ar fi aici. 3K. Deci, soluția a doua, aș avea K pe lângă R mare plus 6K egal cu 60 și R mare ar fi egal cu 3K. Și pe R mare mă duc sus și ar fi K pe lângă 3 și 6, 9K pătrat egal cu 60, K pătrat egal cu 20, radical din 60 pe 9, pe 3, radical din 60, rămâne așa, radical din 60 supra 3, nu? Da. Și cu K-ul ăsta a trebuit să găsesc o altă... Și iese 2, radical acolo, 2 iese. 4, 15, da? Și vine 2 radical din 15 supra 3. Da. Și atunci, H ar fi egal cu... Deci a doua soluție. Să vedem dacă apare vreo contradicție. Dacă nu, trebuie și asta luat în calcul. Deci H egal cu 4 ori 2, 8, 8 radical din 15
pe trei. Eu mă gândeam că dă o valoare negativă. Nu, nu ne uităm. Noi discutăm ce nu ne luăm. Nu ne interesează răspunsul. Numai în condițiile în care văd o valoare negativă, nu se poate și atunci abandonezi. Deci H e egal cu cât ați zis? G e egal cu 5 ca 5 ori 2, 10 radical din 15 pe 3. GH, R mic egal cu 6 ori 2, 12 radical din 15 pe 3. Și R mare, care este 18. 18 radical din 15 pe 3. Deci iată că am găsit și o altă soluție, deci asta a fost soluția întâi și asta este soluția a doua. Bun. Și am venit la ce am răspuns acum. La B, la C, la D am răspuns. Mai avem de făcut tot. Ești și E și la G plus 7 H minus 4 E, acolo e locuitură. Ei, dacă asta ne-a dat cumva o valoare negativă, atunci aș avea să fie supărat. Deci, amic. Aici. Da. Acum avem toate rezultatele aici. Exact. Deci, da. Da. Deci mergem în cele două soluții, să vedem dacă se elimină de la timp sau altul. Și acum zicem că G plus 7 H. Deci la amic. La prima soluție, G, prima, da? G plus 7 H. H minus 4 R. Minus 4 R. R mare. Și plus R. Este egal cu... G-ul știm. 10. 10. Plus 7. 7 lungi de 6. 7... Da, 56. Minus 4. 4 ori 18. 72. 4 ori 18. 18. Da. 72. Da. Și... R pe 2, 6. 6. În total, aici face 66, 72, 72 face 0. Asta cu varianta întâi, soluția de varianta, la varianta a doua de soluții, G plus 7H minus 4, R mare plus R mare pe 2, este egal cu G 10 radical în 15. 3 plus 7 H 56 radical din 15 pe 3 minus 4 R mare, R mare 18 4 72 radical din 15 pe 3 și plus R pe 2 care 6 radical 6 radical din 6 radical din 15 pe 3. Și o să dea tot așa. Toți se aripa de 5. Tot se aripa. Deci tot se dea. N-avem niciun motiv să... S-o am luat de-a doua. De-a doua o anulăm. Ei dau mai prima variantă. Să vedem. O să ne ducem până la cap, să vedem de ce nu luăm și pe asta. Bun. Deci am făcut un toam, am făcut un tubea, are tot avă. Are tot avă. Cine are tot avă? Nu mai e. Are laterală plus... Baza mare. Are baze mari și are baze mici. Nu trebuie mecanică. Asta e povestea, trebuie să vedeți. Deci, area laterală înseamnă area laterală plus area cercului baza mare plus area cercului baza mică și egal cu B... Area laterală o știe, 3 pi, G. Da, o știe. Da. 300 de pi. 300 de pi. Plus pi R pătrat plus pi R mare pătrat. Pi R mare pătrat plus pi R mic pătrat. Și egal cu 300 de pi. Pi plus... 144 pi. 144 pi. Plus 324 pi. 324 pi. Și egal cu 768 pi. 768 pi. Volumul. Volumul se termină și e egal pi H pe 3 pe lângă R mare pe 3 pe lângă R mare la a doua plus R mic la a doua plus R mare la R mic și egal cu pi la 9 pe 3 pe lângă 18 la a doua plus 100
144 plus 18 ori 2. 18 ori 2. Și egal cu pi ori 8 pe 3. 18 ori 2. Și 228 ori 8 ori pi. 228 ori 8 ori pi. Și va cu 1824. 1824 pi. Pi și ceva la centimetri. Centimetri cub. Centimetri la a treia. Asta a fost de varianta 3. Și varianta 2. Area totală este egal cu area laterală 300 pi plus dar area laterală a făcut o... Nu, e dată de-a făcut perfect, perfect. Plus pi ori r mic pătrat iar mic din 12 radical din 15 pe 3 deci 12 radical din 15 pe 3 la pătrat și plus pi, el mic pătrat. Germani. 18, da, ori 18, radical din 15, pe 3. Și egal cu 300 pi, plus pi, ori 144, ori 15, pe 3, simplificăm și așa 5 aici, plus fi ori 18, adică cât face 18 la pătrat? 324 ori 15 pe 3, simplificăm și prin 5, și egal cu 300, pi, plus... Dar și pi pe lângă... 144 ori 5, aveți 720. 720 plus pi pe lângă, pe 144 ori 5. 1680. 1620. Și egal cu 720 plus 1620. 2340. Acum, 300. Da? Da. 2640. Centimetri pătrați. Și aici e una o singură variantă. Da, da, nu mai are aceea. Am fost să vedem de ce. Pentru care lateral, pentru a doua variantă, nu dă. Trebuie să fie, că azi trebuie să fie centimetri pătrați, nu cred că dă pe a doua variantă. Ia să vedem. Area laterală. Egal cu. Egal cu pi, care era la pi c, pe lângă, era mare cu ce mic, nu? Da, da. Și dacă luăm cu prima variantă, pi ori g, o știm. 10. Ori radical din 15. Prima, am folosit-o tot timpul. 15 pe 3, nu? Pi c, pe lângă, era mare cu ce mic, adică 18 radical din 15 pe 3. Plus radical din 15 pe 3. Și face, în final, pi, 10 radical din 15 pe 3, radical din 15, facem un factor 1, face 15. 3 este aceeași numitor, deci vine cât pi ori 10 ori 15 pe 3 pe lângă 18 plus 12 pe 3, da? Adică 30 pe 3. Ori 10. Ori 10. Da. Și aici simplificăm și face 5. Și vine 10 ori 10. 100, face 500. 500 pi, vedeți? Da. Și are laterale 300 pi, deci pe a doua nu putem să luăm în cap. Deci pe care renunțate de mai grande
Deci trebuia undeva indicat ceva, nu verifică, și nu verific aici. Și mă rez că atunci când a zis iar mare minus 5 cai, dar cu plus minus cele două variante, de acolo trebuia să constatăm că iar mare minus, nu știu cât acum, cu generatoarea, trebuia să fie numere pozitive. Și ca să fie numere pozitive, nu am din variante. Da. Cum aș mai fi făcut, fără să găsești iar mare și iar mic ca valoare, totuși să calculez suma asta. G, 7H, 4 iar mare nu știu și iar mare pe 2. Nu cred că merge altă variantă decât s-o descurca. Eu mă gândeam că nu mi intră și 4 iar mare și mi intrau doar la G, H și iar mic. Și atunci construiam. Da, vreau să mă gândesc la posibilitatea formării proporțiilor derivate, dacă vă amintiți. Și atunci, G pe 5 lasă așa, 7H, mulțește sus și jos, mulțește sus și jos cu 7, deși sus și jos cu 7 și aș fi construit pe 7H, pe 28, egal cu G pe 5 și egal cu el pe 2, ca să apară el pe 2, împart totul prin 2. Și vine el pe 2, e supra 3 aici. Și construiesc suma lor, suma, știți bine, într-o șiră a parte, suma numărătorului pe suma numitorului. Și mă ziceam, băi, tensiunea asta. Deci era una din variantele cele care puteam găsi fără să calculăm cu cap, fără să... Dacă nu ți-a fi dat relația area totală să te poți duce și spunea că apează suma, atunci mai e soluția asta este. Bun. Mai au 24 metri. Mai au două probleme cu 7 steli. Da. Mai avea să fie 7 steli. Nu face subiect că se suporta. Păi, nu le facem asta? Da, da, da. Dar acum să facem, că sunt mai grele. Să vedem, să vedem ce este acolo. Ia să știu. Nu știu, ce tot sunt zicon circular drept. Da. H mic, de data asta nouă. Nu, nu știu cum mică ziceam. Problema 24 în loc de 23. Da. 24. 24, aceeași pagina, da? Da. Tot un decon circular drept. Am înțeles. H mic zice că e 9. Da, să luăm. Da, normal. Deci zice că H mic e egal cu 9 și area bazei mari plus area bazei mici. Îmi dă de 234 pi centimetri pătrați. Ce spune? Asta este o relație între cine și cine. Practic, area bazei mari plus area bazei mici, între raza mare și raza mică, nu? Vezi că vedem încă o dată. Un decon circular drept. Așa, ipoteza avem un decon circular drept. H mic egal cu 9. Da, area bazei mari plus area bazei mici egal. Area. B mare. Adică, așa, aș zice, A. Cum am dat azi? După dată, A indice B mare. A indice B mare plus A indice B mic egal cu 234 pi centimetri pătrat. Și ier mare, iar ier mare egal cu 5 ier mic. Așa. Și ce înseamnă la bază? 4 pi. 234 pi. 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 Așa. Deci ce înseamnă că acolo la punctul A, G mic? G mic egal cu cine? La B, area laterală, la C, volumul, și la D, ne cere la ce distanță de planul bazei mari trebuie făcută o secțiune într-unghi paralelă cu bazele, astfel încât area secțiunii să fie egală cu media aritmetică a ariilor bazelor trunchiului. Deci, area secțiunii este media aritmetică, adică fi iar mare pătrat plus
pi iar mic pătrat, supra 2, asta mi-a zis. Da, și unde se face? Aici vorba și rotundă. Corect. Și ne cere distanța la care. Așa, o să vedem. Deci, ne închipuim că am făcut o secțiune pe aici, pe aici. Această secțiune, iată așa ceva ne trebuie. Acea distanță de bază la mare. Da. Facem secțiunea acestui de H. Cu H? Nu H, hai să zicem H și 1, da? Da. H. Bun. Ia bună treabă. De când vrea ce știm, bineînțeles. Că putează, trebuie să o folosim. Cine nu trebuie? Maria. Transformăm cu acoloare bazinoare, cu sere bazinoare. Adică? Avem pier pătrat. Plus pi, pier mare pătrat. Plus pi, pier mic pătrat. Pi, pier mic pătrat. Pi, pier mic pătrat. Grața mare, o știm. Notă pier mare, dar cu 5 mic. Și că este, aici, avem un sistem între pier mare și mic. Și le se rezolvă. Zi-mi urmă, cum propui. Și cer la 2 egal cu plus R la 2 egal cu 234. Așa, deci 25 ai spus, nu? 25 R pătrat plus R mic pătrat. Da, 234. Da. Sigur, 234. Fii, la primă, nu? Da. Pi un post de spate. Pi, acum fac asta, pe un pi. Simplificăm și asta înseamnă 25 26 ieri din pătrat egal cu 4. Și rezultă că iară în pătrat 234. 234. Și asta înseamnă că iară în pătrat egal cu 9 și așa ce egal cu 3. Iar pătrat egal cu 9. Iar nu poate să fie plus minus. Da, de ce egal cu 3? Nu ar trebui că valoare pozitivă, da. Dar matematic, dacă ne-ar fi fost așa, puteți spune, nu am mic la ea. Atunci la plăm și pie mare. Dacă e mic egal cu 3, atunci e mare 15. Deci dacă e mic egal așa, cum e mare egal cu 5 și pie mic, egal cu 15. Generatoare. Generatoare. Atunci B prim E în B. Da. Avem că face teorema lui Pitagora. Da, și avem că g pătrat egal cu h pătrat. G mic pătrat egal cu h pătrat. Plus r mare minus r mic la pătrat. R mare minus r mic la pătrat. G pătrat la b. Nu, nu la b. G pătrat este egal cu... Nu la b. Da. G pătrat egal cu 81 plus r mare 15 minus 3, 12 la pătrat. 144, da? Da, deci... G mare e va fi egal cu... G mare e radical de... 225. 225, adică radical 15. Știm pe G... G mare e care laterale. Care laterale e fix e pe lângă R mare plus R mic. Și egal cu... Și egal cu 15 pi pe lângă 15 plus 3, adică 15 pi ori 18. Adică 270 pi. 270? Volumul. Volumul. Era pi h pe 3 pe lângă pi h pe 3 pe lângă r mare la 2 plus r mic la 2 plus r mare ori r mic și egal cu pi ori h la b pi 9 pi ori 9 pe 3 pe lângă r la 2 ai 15 la 2 plus 225 225 plus 9 plus 15 ori 3 45, da. Și egal cu 3pi pe lângă 225 plus, acum să fac un cal, plus 9 plus 45 279 de aici. 279, da? Da. Și faci la mulțire 837 pi centimetri cubi, da? Atenție, centimetri cubi. Bun. Aia secțiune. Aia secțiune. Deci mă înțelegem o dată. Vrea ca aia secțiune să fie ca... La ce distanță de planul bazei mari trebuie făcut o secțiune în trunchi
paralelă cu bazele, astfel încât area secțiunii să fie egală cu media aritmetică a ariilor bazelor trunchiului. Păi să ne gândim așa, dacă ne aducem într-un trapez, linia mijlocie egal cu area bazei mari plus area bazei mici supra 2. Așa avem și aici, area bazei mari plus area bazei mici supra 2. Deci linia mijlociei, secțiunea e la mijloc. E linia mijlocie a trunchiului de con. Tu așa crești că va fi linie mijlocie. Chiar la mijloc. Adică cercul era în mijlocul conului. Trunchului de con. Da. Maria, tu ai alt motiv? De ce la mijloc? De ce la mijloc, da. Pentru că deci... baza mare plus baza mică la trapezi, așa, pare zice, baza mare plus baza mică, ne spune asupra doi, da? Și ori altul trapezul ăsta ai sus. Celor mă gândesc la trapezul ăsta dreptunghic. Aș putea să încerc să vin cu niște argumente, știi, ca să le am. Deci, tu ce ai spus, ai un suport, să spunem, ai argument, dar aș vrea să insistăm un pic. Aici este UO, UO prim, asta e B prim, pe figură, aici este B-ul, și tu spui că aici trebuie să fie, nu? La mijloc. La mijloc. Asta toată o știu cât este. H și 9. 9, da? Da, deci se avea noi de aflat, dar asta 4,5. Da. 4,5. De fapt, asta trebuie să află, să arătăm că e semisumă. Da. Adică asta plus asta e cam cu... Că eu prim pe el, cât eu prim pe el, mic din 3. Oprim pe primul din 3, da. OB este 15. Da, OB este 15. Da, da. Fapt era de 30? Da. Nu. El e egal cu 15. Avem acolo. Așa, chiar el ăsta. Da, el micul. Da. Da, deci 15 plus 3, 18, ori 12, supra 2. Și atunci este corect. Este corect. Deci e la mijloc. Așa. Deci așa, aici să spunem, H1 egal cu 4,5, adică egal cu H2 și egal cu 4,5 cm. Le dăm 45 pe lângă 5 minus radical din 3 pe 4. Asta e H-ul? Da, da. Și până acum au dat toate bine. 45 pe 9. Atunci hai să din 3 pe 4. Mai citim o dată acolo. Aici, punctul ăsta. Deci, la ce distanță de planul bazei mari trebuie făcută o secțiune în trunchi paralelă cu bazele, astfel încât area secțiunii să fie egală cu media aritmetică a ariilor bazelor trunchiului? Bun. Atunci hai să zicem area secțiunii. Area secțiunii este egal cu el prim, nu știm. El 1. Da. El 1, da? Pi, el 1. Pătrat. Și acum să lovim în relație. Și lovim acolo ce egal. Și apare echivalent. Va spune două ori area secțiunii. Adică aceeași metodă. Bine. Egal cu pi iermane pătrat plus pi iermit pătrat. Ce ce ar însemna? Că de două ori pi ier 1 la pătrat, tu mai zici să mureși. Da, 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 egal cu pi pe lângă. Pi pe lângă. Iermane, 225 plus 9. 225 plus 9. Adică e cu pi. De două ori ier 1 la pătrat. Egal cu 234. Atunci ier 1 la pătrat. Printr-un 2 și vin ier 1 pătrat. Și vine cu ier 1 la pătrat, dar 117.
117, da? Bravo. Iar ierul unul simplu, ierul unul... Se parte 1 prin 3, se parte 2 prin 3. Iar 1 egal cu 3 radical din 13. 3 radical din 13. 3 radical din 13, da? Da. Adică 9 la 13 fac 117, da? Da. Bun. Și acum, suntem în trapezul ăsta. Și cu pe care o cunoaștem? Linie mijlocii, ar fi. Nu. Nu știm. Nu știu că e linie mijlocii. O secundă. Ai văzut că am intrat în... Okay. Ierul ăsta este 3 radical din 13. Pe când, după ideea ta, ar fi fost că ierul ăsta să fi fost 3 plus... cât? 3 plus 15. Nu-i 3, 1,5. Nu. Cât e o primă? A, păi... 3 era asta. 3 cu 15, 18, 9. 9. Și 9 ne-a dat 3 radical de 13. Deci, de aici apare diferența. Nu-i linii mijlocii. Da? Așa părerea la fără acidie, deci, le-am dus așa și eu stăteam un pic pe gânduri, dar mai păcălit. Ceva nu mi era clar, dar zic, poate este așa. Da, sigur. Acum a fost acum a citit. Acum, trebuie să găsim noi o idee. Ca să vedem că știm pe asta, știm pe asta, știm pe asta și asta trebuie aflat acum, nu? La ce lățime exact. Din bază. Păi, dacă ducem în... Hai să facem așa. Vine dintr-un triunghi dreptunghi. Da? Într-un triunghi dreptunghi. Asta o știu aici. E de 3. Asta pe aici undeva este de 3 radical de 13. De 13, da? Așa am zis. Și asta este de? 15. Asta 4 știu că este de? 9. Asta e cu V aici. O, un, nu, oprim pe prim, ca să, să fim de prim aici. M și N asta să notăm. M și N. Și aici O, B. Și... Noi știm pe oprim? Cât? Pe? Oprim. Oprim o știm. O oprim? Da, o oprim, toată o știm. Păi facem triunghiul V, oprim pe prim, asemenea triunghiul V, mână. Deci, triunghiul care e? B, oprim, pe prim. Oprim, pe prim. E asemenea cu triunghiul... Nu, să luăm V, O, B, mai întâi. V? O, B. O, B. Hai. Deci, zicem, triunghiul... V, oprim, pe prim. V, oprim, pe prim. E asemenea cu triunghiul V, O, B. Cu triunghiul V, O, B. Și am cerut tot în teoria fundamentală asemenării, că V, oprim, supra O, oprim. V, oprim. V, oprim, supra V, O. Supra V, O. Da, pe asta. V, O, da? Da. Supra V, O. Egal cu 3 supra 15. 3 supra 15 și egal cu 1,5. Și avem că V oprim supra V oprim plus, cât e oprim? Plus 9. Hai să primim invers, Mirna. V, O supra V oprim. Tu ai zis 5 V oprim, vrei să fie așa? Nu puteți. 5 V oprim. V oprim. Egal cu V oprim. Egal cu V oprim plus 9. V oprim plus 9. Așa că 4 V oprim egal cu 9. 4 V oprim egal cu 9. Și adică V oprim egal cu 9 pe 4. 9 pe 4. Da, da. Am găsit pe V oprim. Acum, dacă am dat să fie V oprim, am zis într-un unghiu V, M, V oprim pe prim cu V mână. Mă gândește. Într-un unghiu V oprim pe prim cu V mână. V oprim pe prim cu V mână. Și la cum pe oprimă, mă? Și la cum pe oprimă, prin oprimă, scădem pe oprimă și la cum pe... Și până în figură, mi-a niște. Deci, pe V oprim, pe prim, mai zis, da. Cu V mână. Da, da. Și la fapt, cu bucățile aia și tot atât de bine mergea și cu V cu V. Adică V mână cu V mână. Da, merg pe mâna alta, triunghiul V, O, 1, oprim pe prim, triunghiul V, oprim pe prim, este asemenea cu triunghiul
făcută nouă. Păi nu mai scris-o pe asta. Nu, nu, cu mână n-a făcut asta. Cu mână n-a făcut. Și acum făcută 9x4 ori. Vă oprim. Egal cu? Egal cu 3 supra 3 radical din 13. 1 supra radical din 13. 3 supra 3 radical din 13. Adică 1 supra 3 radical din 13. Care înseamnă 1 pe? Radical din 13. Radical din 13. Și acolo scot pe 1, nu? Pe V. Oprim-o și. Prima și de 10 ani. Echivalent. Vă spunem că V mână. V oprim ori radical din 13. Adică V mână. 9 pe 4. 9 pe 4. Radical din 13. Eu și-am lăsat. Deci pe V mână îl știu acum. Dar V mână e compus. V oprim plus oprim. V mai de V oprim plus oprim. Oprim, da. Nu știu bine, dar ce am aflat noi pe o pe la mașină cu urmă. Ok. Dacă știi pe oprim, nu știu pe omă cu urmă. Omă, da. Da. Așa. Deci zicem V, mă, V, mă, este egal cu V oprim. Care e oprim? Plus oprim, mă, echivalent. Vă spune că V, 9 pe 4. Care e ca din 3. Egal cu 9 pe 4, 9 pe 4. Oprim. Plus, oprim, scădem 9 pe 4. Și atunci oprim, va fi egal cu 9 pe 4. Pe lângă, radical din 13 minus 1. Ăsta e oprim mă. Și 9 ne-a zis pe mă, o. Deci mă, o. Adică H1 asta care le-a căutat. Este egal cu 9 minus 9 pe 4. 9 minus 9 pe 4 pe lângă radical din 13 minus 9. Și egal cu adică 4 prima. Scot pe 9 factori. 9 pe lângă 4 minus 1. Deci 1 minus 1. 1, 4 minus, da? Deci 4 minus 1. E 3, ori 3 pe 4. O secundă. 9 pe lângă 1 minus 1 pe 4. Deci 9 pe lângă 4 minus radical din 13 plus 1 pe 4. De ce plus 1? Păi minus prin față schimbă semnul. Minus radical din 13 plus 1, nu? Și 4 și 1 fac 5. Deci H1 ăsta care a cerut este egal cu 9 pe 4 pe lângă 5 minus radical din 13. Da? Da? Nu. Da, nu. Nu e 4 și 5 acolo, nu e 9. Nu, 5, 4 și 5 faci. Da, nu? E 4 și 5 pe lângă 5 minus radical din 13, așa, dar... Mai facem o dată cu cățile de jos. Deci, 9 pe 4. Minus 9, radical din 13, minus 4, 8 și 9, 3, 6, minus 9. Deci ați tot pe 9 factor, 4, 4, 4, 4, 4, 4, minus radical din 13 plus 1. 4 și 1, 5. Deci este bine. 5 radical din 13. Deci eu spune 49, 5, 45, minus 9, radical din 13 pe 4? E 45 în loc de 9 ăla. În loc de 9 pe 4, e 45.